România se află în mod oficial în vizorul lui Vladimir Putin. Guvernul de la Moscova a publicat o listă cu țările neprietenoase la adresa Rusiei, așa cum comandase liderul de la Kremlin. Este vorba de statele care au impus sancțiuni după invazia din Ucraina. Guvernul Federației Ruse a aprobat luni o listă a statelor și teritoriilor străine care comit acțiuni neprietenoase împotriva Rusiei, a companiilor sale și a cetățenilor acesteia. Printre ele se află și România. Și care-i problema? Și dacă? Acum, dacă un nebun vine și îți spune că ești pe lista lui neagră și te amenință și aia, adică ce trebuie să faci? Să dai înapoi? Sau să ce faci? Ce să faci? Să dai înapoi? Nu trebuie să dai înapoi. Sub nicio formă și nu trebuie să-ți fie teamă. Frica, un război de cele mai multe ori se câștigă cu frică și cu teroare. Ori dacă oamenii se motivează și n-au frică și rezistă terorii, întotdeauna înving invadatorul. Asta e clar. Indiferent, în toate războiile a fost așa. N-o să se ajungă acolo, pentru că deci România e apărată de NATO, în primul rând de Uniunea Europeană, nu e cum e Ucraina, în primul rând. Și e prea departe ca să ajungă la noi. Nu aveți cred. Încredere că războiul nu se va extinde? Nu se extinde, o să se încheie în curând, eu zic. Lista cuprinsă într-un decret al Consiliului de Ministri al Rusiei include toate țările Uniunii Europene, Australia, Marea Britanie, Islanda, Canada, Liechtenstein, Monaco, Noua Zeelandă, Norvegia, Coreea de Sud, San Marino, Singapore, SUA, Taiwan, Ucraina, Muntenegru, Elveția și Japonia. Niciodată România, pentru că noi suntem foarte săraci și lui Putin îi trebuie bogăție, nu sărăcie, să ne plătească banii luați de afară. Noi avem miliarde de euro luate de afară. Și Putin nu se încurcă cu noi să plătească el banii aia. Din acasă pe noi că am primit pe amărâță aia, că am primit azi noapte, a venit două trenuri în București cu copii de la casele de copii, de la orfelinat, care mâncau cartofi cu mâna în loc de lingură, atât de flămând și de amărât era că am plâns azi noapte pe BBC când am văzut așa ceva. Și Putin să se retragă de astăzi, că e ziua femeii, să se gândească la amărâtile alea care fug prin Ucraina, pe sub garduri. Am plâns de m-am omorât azi noapte de mila lor cu copii în brață. E ziua femeii, astăzi nu s-o primească o flare, privește o bombă. Orice țară care ajută Ucraina prin aerodromurile și aeroporturile sale pentru a ataca Rusia poate fi considerată drept o nouă parte din conflict, a anunțat duminică un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Rusia. Declarațiile vin în contextul în care prin Polonia și România, țări învecinate cu Ucraina, sunt așteptate ajutoare militare din partea vestului, fără a fi specificată dacă acestea sunt făcute pe cale terestră sau aeriană. De curând, România a returnat Ucrainei avionul de vânătoare Suhoi Su-27 după ce acesta a aterizat pe aeroportul din Bacău.